Bună și bine v-am găsit într-o nouă ediție Beautiful Minds. Sunt Maria Crișan, iar invitatul meu de astăzi, Alin Gălățescu, fashion analyst și art director în fashion events, a venit să ne povestească despre un show inedit. Bine ai venit, Alin! Bine v-am găsit, acum e prima oară când vin la voi și vă țin pumnii că e important. Da, e un show inedit pentru că nu s-au mai făcut astfel de, hai să zicem, aduceri în România a unor designeri mari de afară de foarte mulți ani. Da. Și mai ales că avem șansa de a aduce chiar colecția de podium de la Milano Fashion Week. E vorba de Hermanos Cervino, care e unul dintre clasicii modei italiene de vârf și care însă se menține extrem de fresh. Deci am fost, o să primiți la eveniment un stick cu ceea ce am filmat noi acolo și e fascinant. Am avut șansa de a vedea colecția imediat după Milano Fashion Week, am și mers acolo la showroom-ul lor de prezentare și am analizat fiecare item. După aceea am fost la headquarter-ul lor, care e în Florența, în mijlocul Toscanei, o poezie totală, unde au și atelierele, unde am stat și am avut șansa unui interviu în exclusivitate pentru România cu Mr. Hermanos Cervino. E un domn fabulos de vreo 70 de ani, dar care face modă de vreo 50. Împreună cu partenerul lui Tony Cervino, de fapt Hermanos Cervino, eu eram, recunosc chiar eu, eram sigur că e vorba de un singur personaj. De fapt e un binom, așa cum nu știu, e Tom Ford cu Del Sole sau cu cei care, sau Prada cu soțul sau... Întotdeauna e un binom, se pare în proiectele de succes și e Hermano și Tony Cervino. Și interviul cu Hermano Cervino, cel care se ocupă de zona creativă, să spunem, este, o să-l aveți la dispoziție. Am avut șansa să dau câteva ore cu ei și am mers chiar în ateliere. Surprinzător e gradul de manufacturare a produselor. Extrem de mult, de exemplu, ei au niște tehnici noi de introducere a tricotajelor în stofă, în tweed, în structuri și asta se face cu o mașină veche de vreo 50 de ani. Deci, și bineînțeles că au linii moderne de tricotaje fabulos, pun accent destul de mult pe asta. Un gen de, ei spun, demi couture, un high level of prêt-à-porter. Și mașinile moderne nu pot să facă ceea ce mașinile de acum 50 de ani fac. Adică se lucrează tricotajele, hai să zicem, complexe, dar structurate pe zone mari, pe mașini moderne. Iar toate accentele astea extraordinare care și evidențiază, o să vedeți în colecție, e deja la magazin colecția de toamnă-iarnă, sunt reintroduse în mașinile alea vechi, care doar alea fac povestea asta. Cele noi, dacă întâlnesc probabil alte structuri decât cele de tricotaj care le permit acele lor, zic, no, aici noi nu ne băgăm. Și atunci cele vechi fac asta. După aceea a fost surprinzător faptul că în atelierele lor de prototipuri, acolo erau doar prototipurile, lucrează foarte mulți români sau din Republica Moldova. Am întâlnit cel puțin 4-5 doamne în ateliere. Au și o chestie foarte drăguță, sunt animal friends, sunt doamne cu cățelușii cu ei. Bine, cățelușii mici nu vin cu dita, da, mai, da, da. Lupii sau... Pisicuțe sunt sau doar cățeluși? N-am văzut decât. Ei zic animal friends, deci na, teoretic poți să uita, probabil că pisicuța nu prea se stă. Dar ăla stăteau efectiv în niște putalea care le plimbi așa, da, și cutiuțe de plimbat și nu aveau nicio treabă. Erau niște chestii micuțe, stăteau la atelier cu ei. Probabil că ieșeau în pauza de masă și se duceau și ei pe afară, că mai ales că aveau niște câmpuri foarte frumoase pe acolo, pe de-o parte. După aceea... atelierul în sine, am avut iarăși posibilitatea extraordinară să asist la masa lor de prânz. Masa de prânz care e o masă foarte italian, așa. Pastele erau făcute de o româncă, deci ea făcea în fiecare zi, le gătea
și stăteau la masă toți reprezentanții firmei, de la designerul cel mare, partenerul lui, Tony, care o să vină și în România. Deci asta a fost interesant, că ei fiind doi, am vrut să oferim presei și oaspeților posibilitatea să stea de vorbă cu amândoi. Acolo și primiți materialele, interviul meu cu Tony, cu Ermano, da. Și în la show o să vină partenerul lui Tony Șervino, care o să stea de vorbă într-o sesiune specială cu presa înainte de show și după aceea într-un interviu privat one to one cu doar anumite entități de presă, printre care sunteți și voi, deci nu sunt decât 3 sau 4. Dar am ales pentru că am încredere și vă admir foarte mult și avem și un parteneriat vechi și creativ și productiv. Deci foarte mult, nu inclusiv la masă, dar ce era interesant e că stăteau reprezentantul magazinelor, strategia de business, cel care se ocupa de showroom, deci toți capii stăteau la o masă mare așa pătrată, deci că erau de Arthur, masa rotundă a lui Arthur, asta era pătrată, probabil că încăpea mai ușor. Și mâncau foarte al italian, paste, tartine, no, ușor, doar Mr. Ermano avea un pic elemente de dietă, niște pește simplu și așa. Și fantastică, practic, dovedeau o modalitate prin care fiecare dintre ei înțelegea că e esențial și e la același nivel cu ceilalți, pentru că, așa cum știu și le spun și eu la show-uri, dacă unul dintre noi greșește, tot show-ul se face. Nimeni nu spune, băi, ce genial a fost Alin, dar ăla s-a împiedicat, muzica s-a oprit. Păi, atunci, despre ce mai vorbim? De-aia le spun că nu e un eveniment neapărat al meu sau al cuiva, ci este al nostru, al tuturor, pentru că toți trebuie să ne facem partea lor din acest element, pentru că e ca o construcție. Dacă nu îi așez bine baza, se va distruge în timp. Așa este. A fost foarte plăcută starea și tipologia de dialog și prietenia dintre ei și respectul pe care îl acordă, sigur că da, celor doi, Ermano și lui Tony, e șocant. Faptul că sunt foarte mulți români a fost iarăși extraordinar. După aceea am avut șansa de a merge cu ei în magazinul lor emblematic din mijlocul Florenței, deci este chiar între clădirile care definesc centrul vechi al Florenței. Era o veche farmacie, am înțeles, care însă e ca la noi, nu ai voie să umbli și era tot un mobilier ștucatură de lemn de pe la 1600-1700, nu știu ce. A fost fabulos. Și lângă erau toate celelalte branduri. Nu știu, dacă Valentino, Versace, Bottega Veneta, toate chestiunile de miezul Italiei, de high level. Și ăla era magazinul lor fundamental. După aceea, sigur, au nu știu câte, 10 de magazine. Dar am fost în cel principal și arată poezie și vitrinele lor au o căldură, și de la mobilierul ăla și tipologia colecțiilor care sunt foarte rafinate, foarte umane, așa. Adică e o combinație rară de, bine, foarte al italian, așa. Acel made in Italy, rafinament made in Italy, care diferă de cel parizian. E foarte uman, așa. Adică de-aia și acel de mic couture nu înseamnă sub ceva valoric, ci înseamnă o apropiere de individ, o apropiere de client. Și e ca la șampanie. Șampanie e o marcă înregistrată a unei zone. Armagnac e o zonă, coniac e o zonă și nu prea poți să le definești. La fel și couture, e haute couture, e cumva stabilizat de francez de la Ludovic al XIV-lea. Dar dincolo de asta, toate celelalte, inclusiv, nu știu, show-urile Dolce & Gabbana sau ce mai au ei, brandurile fundamentale, Versace, nu pot să-și pună haute couture, dar asta nu înseamnă că calitatea lor este de cel mai înalt nivel posibil. Și noi o să aducem colecția 2024, primăvară-vară 2024, ceea ce rarisim s-a întâmplat în România, pentru că majoritatea brandurilor care au mai venit aici au venit cu colecția în curs, nu colecția în perspectivă, ceea ce e o mare premieră, să spunem. După aceea e și o complicație pentru că colecția e făcută pe niște personaje extrem de
subțire, extender, și va fi un test, va fi un test să găsim modelele potrivite colecției respective. După aceea, surpriza lor a venit din partea noastră de asta dată, că am încercat și am reușit, se pare, să-i convingem că în România e foarte important să ai și vedete pe podium. Și eu zic, păi, da, e o chestie profesională, e o chestie... Noi avem exclusiv modele, nu pășește nimeni la noi pe podium, nici măcar la final. Singura vedetă e Ermano, care vine la final și e foarte discret. E în sistemul Miuccia Prada, care apare, trebuie să-l prinzi repede, așa. Uh-huh. Sau Dries Van Noten, sau sunt mulți mari designeri care au o discreție extraordinară. Și apare și trebuie să-l prinzi repede în poză ca să, așa, nu-i place să stea, să parcurgă, să confuse, că nu știu, Karl Lagerfeld sau Marc Jacobs, sau care îi place să John Galliano când făcea Dior, mă rog. Și atunci i-am convins să accepte și va fi un test și pentru ei, că n-au făcut-o nicieri în lume. Și pentru noi, că trebuie să luăm pe lângă colecția de podium, să luăm și niște elemente auxiliare mai mari, care să le testăm pe doamne, că sunt extraordinare, adică sunt niște superbități cele pe care le-am ales, dar sunt un M, iar colecția, să zicem că e un S, deci va fi un test pe lângă asta. După aceea chiar am invitat-o pe Ozana Barabancia să vedem dacă a acceptat, dar să vedem dacă reușim să adaptăm ceva pentru Ozana. Dar vrem să demonstrăm, de fapt, de-aia am și făcut asta. Și sunt doamne de peste 50 de ani, nu știu, Dana Săvuică sau... Sunt multe, multe persoane publice. Foarte interesant, am ajuns la vreo 10, 12, 15 deja și 40 sunt toate. Uh-huh. Și atunci încercăm să fim foarte selectivi, dar au reacționat extraordinar și e firesc. Și va fi un test pentru noi și pentru ei, această enclavare a unor persoane publice într-un sistem hiperprofesionalizat la ei. Dar pentru noi și pentru voi va fi distractiv, va fi fun, va fi... Le-am explicat că moda în România are o puternică latură de lifestyle, care e esențială. Va începe toată povestea asta, care e o chestie, e o zi jumate, așa cumva. Ei vor veni cu... Tawny va veni chiar cu o zi înainte. Delegația lor, care e formată din vreo 3-4 persoane importante, omul de PR, omul de dis de creație, ajutorul lui Ermano, sunt vreo 4-5 care o să vină chiar cu două zile înainte, probabil ca să facem împreună, să verifice că totul e în regulă. Sunt foarte multe mail-uri, vă dați seama, fiind... Și înțeleg cumva, pentru că e ca și cum ai lucra cu o mănușă de azbest. Ei sunt departe, sunt totuși... Brandul lor e un brand renumit, e un brand care nu se joacă. Adică pentru ei e un experiment rar. Ei nu se joacă în exterior, își fac ei treaba și noi i-am convins. De fapt, le-a plăcut și foarte tare Grand Gallery ăsta din Marriott, le-a plăcut foarte tare și Marriott-ul. Magazinul le-a plăcut foarte tare. E o nouă schimbare. E cel care a preluat magazinul și care are toată, mă rog, mare parte din Grand Gallery. Ați fost probabil la Dolce & Gabbana, ați fost la Eveniment Valentin, ați fost la Philip Lane, sunt multe. Reinventează magazinul și prima parte va fi, cum spuneam, o întâlnire cu media exclusivă. Deci vor răspunde la întrebări, vor veni și cei din staff, vor fi doar televiziunile și site-uri, presă scrisă. Yeah. Iar după aceea vor avea o jumătate de oră să se odihnească un pic până la show. Noi o să mergem sus, noi nu avem chestiunea asta. După aceea sigur va fi un cocktail foarte elegant. Avem un spider mai specific, așa cum a avut, nu știu dacă ați văzut show-ul George Michael în România. Era un continuum, așa. Asta e foarte bun pentru fotografii. Adică cei care sunt pasionați de Instagram, TikTok și alte chestii vor avea un spider imens, 6 metri și ceva, pe 4 metri. Fie o imensitate în afara sălii. Și va fi o discuție acolo. Era a doua zi, cel mai probabil, în apartamentul prezidențial. Va avea loc această one-to-one session cu cei mai importanți reprezentanți din presă. Foarte important pentru voi să vă pregătiți foarte bine, pentru că e o jumătate de oră.
și ei sunt extrem de, de atenți la nuanțe, la... dar e interesant că veți primi interviul meu și atunci veți putea să, să vă luați direcțiile care vă ajută cel mai mult de acolo și să le completați, că până la urmă aveți partea a doua a binomului. Nici nouă ni s-a părut foarte interesant, pentru că putea fi cumva pleonasmatic. Am făcut interviu și atunci dai seama că l-am făcut foarte pregătit și așa. Dar în felul ăsta, practic, aveți o completare a lui foarte, foarte bună, ocazia de asta de vorbă cu celălalt head al lui Ermeno Șeve. Sunt sigură că va fi un show inedit și abia l-așteptăm. De high level. Exact. Încercăm să-l ținem foarte sus. El face parte dintr-un, într-o suită de, da, de, de show-uri. El va fi începutul internațional. Probabil că vom continua anul viitor, dar asta o să anunțăm pe măsura evoluției. Dar în paralel se întâmplă foarte multe, foarte multe, eu cred foarte multe în evenimente de, de înalt nivel și explorez foarte multe teritorii. Am, tocmai acum câteva zile, am terminat, un, am finalizat un show dintr-un ciclu. Eu am un ciclu al dialogurilor, printre altele. Am Galava în premier, care e o dată pe an. Soare de la Mod, care deja a la 33-a ediție și urmează în primăvară la 34-a ediție dedicată lui Giorgio Armani. Fashion Moments. În aceste Fashion Moments am definit un ciclu al dialogurilor și am creat un dialog între modă versus pictură, modă versus sculptură, care a fost penultimul show dedicat lui Brâncuș. S-a numit, s-a intitulat Brâncuș Vizionarul și e un show de stilism complex în care mi-aleg singur tema, aleg creații ale designerilor care pot să-mi răspundă prin stilismul propriu temei. După aceea, în acest ciclu al dialogurilor, am completat cu modă versus muzică, se cheamă Music and Fashion ciclul și acum a fost modă versus rock în cadrul unui Metal Power Day, foarte inedit pentru, pentru mine. Recunosc că eu am rămas la, la un rock de genul, nu știu, Led Zeppelin, Pink Floyd, mari fundamentali, Queen și așa mai departe. Dar sigur, am venit și încoace Linkin Park și toată chestiunea asta. Noi acum am avut formații autohtone extraordinare, gen Anton Kempes, mă rog, cunoscătorii și mai mult decât mine, dar și un invitat special, un câștigător de Platinum, Dark Sky, din Germania. Bine, echipa e formată multinațională. Și tot a fost adus de Laura Stone în povestea asta cu Metal Power Day, dar noi am făcut trei grefe, trei designer, Antonia Naie, Cera Mihailescu și Ioana și Artur Datcu, care au, am reinterpretat împreună stilismul meu, colecțiile lor în registru un rock, rock să zicem, dar e un rock care unii l-am dus în got, în gotic, unii l-am dus în science fiction, unii l-am dus în futurism, unii l-am dus în punk, new wave, adică sunt niște mixuri și am dovedit că de fapt, rock-ul a fost dintotdeauna o sursă de inspirație. Music and Fashion e un proiect la care lucrez de mult timp, dar era foarte complicat pentru că ai nevoie în spate de band, band de formații care se cânte pe anumite tipologii. Și era destul de complicat în locații, elemente tehnice, dar s-a evit ocazia pe care Laura, într-o discuție cu Laura Stone, a zis, ok, uite, fac chestia asta. Ce zice? Există o variantă de rock pe zonă, există o variantă de fashion pe orice. Și am făcut asta. Urmează foarte probabil fie Untold sau Saga, da, să facem un electric fashion. E proiectul pe 2024, care l-am început imediat după acest music and fashion dedicated by rock. Și iarăși foarte important, urmează un show dedicat lui Mircea Eliade în acest ciclu al dialogurilor. Se cheamă Modă versus Spiritualitate, Mircea Eliade. E o chestiune multiculturală, foarte complexă,
care completează extrem de bine începutul lui Brâncuș. Brâncuș a fost modă versus sculptură. La fiecare dintre ele am creat niște editoriale de fashion în paralel. Și e un ciclu. Început cu Ia Românească versus kimonoul japonez, un experiment pe care l-am făcut, dovedind că elemente aparent ancestrale și care țin de tradiție, cum e Ia și kimonoul pentru cultura românească și japoneză, dimpotrivă pot să facă parte din estetica curentă, chiar estetica proiectivă, deci de futurism. După aceea am mers în București 565. București 565 a fost un alt tip de experiment. La împlinirea a 563 de ani, anul trecut, a Bucureștiului, am făcut București 565 și pentru că era o modă a viitorului. Și am dovedit că designerii români, design din București, București în sine poate fi o capitală a unei mode a viitorului, la fel de viabilă, și a ieșit extrem de spectacular. Și după aceea, tot întorcându-ne tot la București, am scris Recucerirea micului Paris, pentru că să nu uităm că micul Paris în vremea respectivă nu era cel de-al doilea Paris, Parisul ăla mic, ci era cel de-al doilea Paris, ceea ce e cu totul altceva, în sensul că aici veneau să-și facă marile personalități ale lumii, să-și facă pălăriile, să-și facă vestele, să-și facă bastoane, să-și facă îmbrăcăminte masculină, facă anumite elemente de detaliu manual pe îmbrăcămintea feminină. Eram comparat cu Savile Row, care era elita absolută și a rămas elita absolută a modei masculine, de exemplu. Deci eram celălalt Paris. Era micul Paris, că na, bineînțeles, ei au lansat conceptul și atunci trebuia să dea așa, dar nu eram mai mic, ci eram celălalt. Ceea ce se vede și în minunăția de case de care ne batem joc. Statul român își bate joc liniștit, dar din fericire încă mai rezistă câteva și anumite entități încă le salvează și ne bucurăm de asta. După aceea, în ciclu Soare de la Mod a fost un experiment când am plinit 30 de ani de modă în vară. 30 de ani când fac chestia asta, din 93. Am făcut la Le Dom un show cu totul inedit, adică anul ăsta a fost un an al experimentelor. Am dedicat lui un poeziei și a fost modă versus poezie și ok, a fost un show foarte inedit așa, că nu teoretic e o stare abstractă și să transferi o stare atât de abstractă, neavând niște parametri de reper în fashion, a fost o încercare. Muzica, ok, o emoție deja, bine, de fapt e cumva cam același lucru, dar sunt la fel de complex. Așa, când ai, de exemplu, am făcut un show dedicat lui Valentino, l-am plinit 90 de ani, lui Jean-Paul Gaultier l-am plinit 70 de ani, Thierry Mugler la dispariția lui, de nefericire am avut mai multe show-uri dedicate, ne-au părăsit în ultimii ani foarte multe personaje, personalități din istoria modei. De la Albert Elbaz și Kenzo în timpul marii închideri și am dedicat lui Albert Elbaz un show mare. Eu țin foarte mult. Albert Elbaz e cel care făcea show-urile la Lanvin și după mine este cel care a revoluționat moda secolului 21, primul deceniu al modei secolului 21. A fost liderul absolut, după părerea mea, și am văzut show-urile live la Paris, deci am dedicat lui. După aceea ne-a părăsit Thierry Mugler, absolut surprinzător. Era un tip care avea o grămadă de proiecte în curs, era la sală, era sănătos și într-o dată, pac, s-a oprit. Ciudat. Și nu lua drog, nu lua nimic, era absolut clean. Nimeni nu știe ce s-a întâmplat. Am un atac de cor, da. După aceea a fost Pierre Cardin, care sigur ne-a părăsit la 97 de ani. Era cel mai vechi și mai un icon absolut și am dedicat un mare show. Iar acum, anul viitor, urmează Giorgio Armani, care împlinește 90 de ani. În primăvară o să facem primul Soare de la Mod și am discutat cu cei de la Opera Națională
să-l facem acolo, pentru că italienii, așa cum știm, și Hermano, și Ervino, și Dolce & Gabbana, și Giorgio Armani, sunt foarte pasionați de operă, sunt foarte pasionați de muzica lor, bine, ei sunt și lideri absoluți în zona operei. Și ca atare nu puteam să mă duc decât în miezul subiectului, și anume Opera Națională, la care am găsit, dincolo faptul, un director fabulos, nou director absolut extraordinar, o echipă de un talent năucitor. Și ca atare au răspuns foarte pozitiv. Eu aveam acum câțiva ani un proiect interesant cu ei, se chema Opera Fashion, și care am făcut vreo 3 ediții cu numele cele mai mari de la noi în spate. Am niște spații extraordinare. Chiar pregătesc galava în premier, să o fac anul viitor chiar pe scena mare a Operei Naționale. Și ăsta e acordul făcut cu ei și va fi extraordinar, va fi comparabil cumva cu ceea ce am făcut pe scena Teatrului Național. 3 ediții cu ei, au trape, au scene rotative, au scene culisante, e o nebunie totală. Și e un spațiu absolut extraordinar. Iar acum au o sală, sala atelier a operei, care e deasupra intrării, foarte puțin cunoscută, și pe care vreau să o folosesc împreună cu alveolele laterale, într-un mod inedit, un show inedit, cumva asociabil cu ce face Stella McCartney la Opera Garnier din Paris, care folosește, sigur, alveolă, există tu așa o alveolă centrală, cea șemineului și a ceasului, e o sală renumită a Operei Garnier, și după aceea folosește alveolele laterale. Și zic, ok, dacă Stella McCartney poate să o facă, de ce să nu o putem face și noi? Și e un experiment, de asemenea. Îmi plac, adică mă arunc mult în experiment. Tot timpul am alte locații, alte... Alin, este clar că ai foarte multe proiecte interesante. O parte, o mică parte din ce. O parte dintre ele, da. Aș vrea să revenim un pic la show-ul ce va avea loc, sigur, pe 7 decembrie. Vreau să-mi spui, te rog, dintre ținutele pe care le vom vedea pe scenă, care dintre acele elemente le recomanzi pentru noul sezon? Ce nu ar trebui să ne lipsească din garderobă, mai exact? Cu excepția elementelor, hai să zicem, o să vedeți, ultra-transparente, în care probabil că nu o să prea putem lua ca să putem să difuzăm imaginile. Va fi foarte probabil și transmisă în sistem live streaming. În rest, el e foarte, foarte în trend. Italienii, de obicei, fiind cu latura asta comercială, foarte serioasă, că ei și belgienii sunt cei mai echilibrați în raportul creativitate-comercial. În sensul purtabil, în sensul poți să-l iei de pe scenă, să te duci cu el oriunde. Francezii o iau pe creativități, pe design exotici, pe metafore, okay. Dar italienii sunt în balansul cel mai bun împreună cu belgenii. Și deci putem să vedem, el e un mare iubitor de tonuri soft, ca și Armani, adică putem lua tot ce ține de bejuri, bejuri însemnând o gamă întreagă, de la nisip, de Dakar, care este roșcat, până la nisip de Sahara, care este un bej arămiu, până la cafeole, cafelate și toate zonele astea de cappuccino, care fiecare și are tonul lui de bej. Și bejul va fi revoluția sezonului viitor. Așa cum tot revoluționar vor fi tonele de gri. El e un maestru al griului, și în magazin, și în colecția de toamnă, și în colecția de primăvară-vară, are o sumă întreagă de griuri. Folosește foarte soft această reîntoarcere a modei la gri. Foarte mulți ani a fost evitat, a fost inexistent chiar. Chiar nu știu de ce, că mie mi se pare o nuanță foarte smart. Unește foarte bine albul, care este iarăși una dintre culorile accent ale verii viitoare, o obsesie și o dovadă a faptului pe care noi militam de foarte mulți ani, și anume că în România albul e considerat exclusiv dedicat mireselor, ceea ce nici pe departe. În momentul în care vine vara, cel mai ușor pentru tine și cel mai să zicem, recomandabil e să porți alb, exact, pentru că asimilează foarte puțin căldura. Exact.
Și la noi, pentru că miresele sunt foarte importante la noi, adică dacă am scoate nunțile sau în perioada în care nu sunt posturi sau de-astea, e jale pentru o modă. Pentru că noroc că se fac anticipat, adică deja sunt nunți care ți le pregătești până 2025-2026. Deci o să vă țină relația, să vă țină spiritul, relația. Și dacă am zis atât de puternică chestia asta pentru moda românească, încât e greu să mai lipești și restul pretabil. Lasă-mă, am mirese, nu se poate mai pui și... E bine, nu. Albul e ultra trendy. După aceea, surprinzător, negru a revenit în colecție de vară. Pentru că sigur că da, toamnă, iarnă e stăpânul absolut, mai ales în toamna asta 2023-2024. Negru e de departe non-culoarea, cea mai culoare, cea mai iubită și cea mai în trend, dar se menține pe vară, ceea ce e cumva inedit. Sunt foarte multe jocuri de foarte lung și foarte scurt. Bineînțeles, șlițul care stăpânește moda ultimilor ani, cred că nu mai ieșim din șliț, nici o șlițurile alea nesfârșite. De obicei pun picior, pentru că în față, dacă îl pui, trebuie să ai grijă să ai grijă de lenjeria pe care o ai, să nu le prezinți chiar tuturor, mă, să fii mai selectivă. Dar șlițurile alea au rezolvat senzualitatea unor produse midi sau unor produse lungi. O să vedem, el are o senzualitate foarte affordable, foarte ușor de înțeles și ușor de împrietenit cu ea, foarte prietenoasă. E unul dintre puținele branduri care reușește, am mai văzut asta la Dries Van Noten, care îmi place de asemenea foarte mult, dintre belgieni, bine, pe la Paris, mă rog, e belgian și școala belgiană, doar el e foarte, simți că e prietenul tău. Nu zice, bă, că eu sunt creativ, astea-s propunele mele, simt care îți place, adaptează, să fii sănătos. Nu, e acolo, e cumva confidentul tău. E o chestiune rară cumva, pentru că toți au o anumită distanță. Întotdeauna un act creativ îi impune cumva o distanță. Că faci pictură, că faci muzică, e o distanță. Nu, ei sunt cumva disociați, cumva într-o stare binară și prietenul tău, și consilierul tău, și cel care îți propune o soluție, știi? Și o soluție reală. Și atunci e un triunghi care se întâlnește rar și care la Hermano Șervino l-avem. După aceea o să vedeți niște tricotaje de vară foarte interesante, pentru că iarăși tricotajul noi îl asociem cu toamnă-iarnă și eu am tricotaj pe mine la greu, dar ce are el interesant e că dacă toamnă-iarnă 2023-2024, iarăși tricotajul este stăpânul absolut, alături de negru, alături de rock, că toți suntem ultra trendy în ceea ce facem, sunt unele dintre piesele fundamentale ale sezonului. El reușește, pentru că, v-am spus, are niște divizii de tricotaj fabulos. Cândva pe tricotaj mai era Missoni dintre francezi, după aceea mai era Stefanel pe vremuri, mai era United Color of Benetton. Adică ei au cumva o tradiție și o cultură a explorării tricotajului altfel. Și atunci, după zeci de ani de cultură, să nu uităm că totuși moda italiană de high level este după război. Adică putem vorbi doar de la anii 50 încoace, are doar 70 și ceva de ani. În momentul în care cineva vine cu 50 din 70 și să-ți spună experiența lui la picioare, e un mare eveniment în sine, pentru că nimeni din precursorii modei italiene din anii 50 nu cred că mai trăiește. Adică Armani s-a apucat prin 70, el s-a apucat tot așa prin 70 ceva. Și deci tricotajul de vară este ultra folosit. Mai are niște împletituri neobișnuite, care piele are interesantă. Are niște transparent, opac, are niște zone de translucid. Iarăși translucid. Transluciditatea e o formă de senzualitate modernă, în sensul că ai impresia că vezi, dar doar îți povestește, știi? Forma corpului în anumite zone de umbră, lumină, doar din unghiuri, anumite unghiuri, în același timp are o poetică a mișcării, pentru că lumina
Transluciditatea, în general, e o formă nouă de feminitate. Pentru că nu te expune, dar creează celorlalți impresia că te expune. Știi? Ca și cum ai fi foarte drăguță cu ceilalți, dar inabordabilă. Știi? Adică, sau ultraselectivă, ca să fiu. Că inabordabil poate fi asociat cu singurătatea, ceea ce nu neapărat e pozitiv. Dar foarte selectivă. Și atunci, jocul ăsta de... Uite-mă, nu-s cât de suavă, dar în același timp puternică. E unul dintre sunt că deja sunt mai multe caracteristici ale femeii moderne, care mie mi se pare într-adevăr foarte potrivit pentru echilibru. Că de fapt în viață vorbim despre echilibru, în orice fel de domeniu. Dacă am putea să spunem un cuvânt despre Ermano și Evino, ar fi că reușește să ne prezinte o stare de echilibru în fashion, ceea ce e rarisim și e remarcabil pentru el. Pentru orice designer, cu atât mai mult pentru un designer italian care vine în România. Dar ziceam de echilibru, femeia modernă are tot timpul de făcut jocul ăsta între sunt închisă, dar totuși selectivă, sunt puternică, dar nu uita că sunt feminină, sunt suavă, dar nu te apropia că s-ar putea să zgârii și așa mai departe. E un joc de echilibru foarte complex și complicat în același timp pentru femeia modernă și știi foarte bine asta. Eu am șansa de a lucra numai cu doamne, cu domnișoare, cu whatever. Și atunci accidental știu lumea voastră poate mai bine decât lumea bărbați. Nu că pe aia o aprofundez eu personal foarte bine. Dar această transcendența luminii prin vestimentație îți dă exact o notă de modernitate fabuloasă și o să vedem. După aceea are o zonă de simplitate, care iarăși e un mijloc, e un simbol al luxului. Luxul pe lângă faptul că e rafinat, că ai materiale foarte bune, că ai niște intervenții de manualitate care reprezintă un respect și un cost din partea creatorilor către tine ca și client, ai și zona asta de simplitate. Astea sunt elementele luxului. Luxului inteligent. Pentru că avem și un lux opulent mult prea vizibil și care ia ochii de prost gust de cel mai multe ori. Poți să-mi dai un exemplu? De prost gust? De lux, de prost gust. Oriunde găsești chestia asta. Nu are rost să nominalizăm. Eu într-un sunt foarte pozitiv. Dacă mă întrebi niște elemente de lux pozitiv, poate că îți răspund. Dar sunt curioasă de elemente de lux negativ. Măi, uite, mergi la... Eu am fost aseară la Gala Luxury, de exemplu, și era black tie. Black tie, înțeles de români, într-o diversitate de forme, de la un casual smart, zic ei smart, mă rog, casual mai puțin, demi smart, okay. Până la nașe, până la... mi-am pus și brocart în cap și, adică niște chestii jalnice, au ieșit multe, bine nu, erau, majoritatea erau ok, nu vorbim de excepții. I-a salvat rochia neagră care chiar te salvează. De-aia sunt câteva elemente pe care orice femeie ar trebui să și le ia, să și le aibă acasă. Aceasta era o întrebare. O sanda neagră, o sanda nude, da. Asta o recomand și modelelor, pentru că avem nevoie de ele în aproape orice show. O cizmă destul de înaltă, pentru că e continuă să fie, inclusiv în primăvară-vară. Această poveste cu cizmele înalte. Da. Cizmele înalte și șlițurile imense sunt o chestie care a reușit să rămână obsesiv. Bine, și fustele sau rochile scurte, dar la noi asta mai doar vara, așa, doar până iulie, august și atât. Iunie deja sunt mai rezervate, sunt mai conservatori din punctul de vedere, afară scurtul e rege. După aceea, smoking-ul, ca asta am ajuns, little black dress, da. Și un smoking și o geacă de piele neagră, okay. Ar trebui să aibă orice femeie. Restul okay. E discutat. Și poate în ziua de azi un costum masculin, okay. Pentru că e iarăși pe lângă șlizi, cizme și cele care s-au menținut, se menține de obicei. Un trend se ține în prim plan cam
două, trei sezoane în funcție când e lansat. Dacă e lansat vara, se mai ține și vara viitoare. Dacă e lansat toamna, uneori se stinge toamna cealaltă. Deci are două, trei sezoane. E, astea de care v-am spus, masculin look, șlițurile, scurt, negru, cizmele înalte, pielea, sunt trenduri care deja cred că au 5-6 sezoane, ceea ce se întâmplă rar pentru un trend, că mai dispar, mai apar, cum de exemplu griu. Asta a apărut. După ce, repet, n-a existat, ceea ce nu înțeleg cum poate să nu existe, dar n-a existat, nimeni nu-l vedea. Aia nu și se tem cumva de griuri, griurile colorate? Adică în momentul în care ai o culoare în care intervine gri, de aia se cheamă griu colorat, că o să ai verde, grizat, albastru, grizat, roșu, grizat, care ajunge spre burgund, de exemplu, ce al duce spre aproape scoarță de copac, spre maro, verzui, se cam tem. Dar griul ăla pur, care acum a revenit în trend, este extraordinar. Se cuplează, ți împacă perfect albul, care te tem că e mireasă, ceea ce e prostie, o prostie larg vehiculată. Și bine, nu e bine să te duci la nuntă îmbrăcată în alb. Aia mi se pare corect. E o chestie, băi, las-o. E ziua prințesei, odată ești prințesă. Mă rog, de două ori, de trei ori, acum, după gust. Depinde. După gust și soartă, da. Și mi se pare o chestie, băi, las-o pe ea, astăzi ne facem că ea e prințesa. Și toată lumea cumva a convenit la acest clișeu. De fapt, de văr, că la urmă chiar muncește fata aia pentru ziua respectivă. Doamna, că deja e doamna acum. Da. Deci dacă protejăm albul la nuntă, și mi se pare elegant chestia asta, în fashion nu. Și atunci griu, mă bucur foarte tare că reușește să le combine foarte bine. Și deci ar trebui să nu lipsească. Cum ar trebui să nu lipsească bejurile din garderobă, sunt ce puțin vara, sunt aur. Eu, de exemplu, care mă îmbrac aproape tot timpul negru, din totdeauna, nu dai acum. Când m-am dus în Sahara, că am avut o campanie în Maroc, am avut o campanie spre Dakar, în partea asta, am avut mai multe campanii în zone de-astea toride. Chiar și n-a fost o idee prea bună, nu? Nu mi-am luat nimic. Era sinucigaș, da. Mi-am luat și eu bejuri, mi-am luat alb cu bej. Hai să nu exagerăm. Alin, uite, românii consideră negru doliu, nu? Ceea ce nu e nici pe departe așa, pentru că e un simbol mai degrabă al eleganței, cum spuneam. Să nu uităm că de la smoking, de la tirop noir al lui Chanel, de la smoking al lui Yves Saint Laurent, moda a fost cumva axată sau a avut o structură constantă pe negru. Iarăși ceremoniile, care nu sunt ceremonii neapărat funerare, sunt ceremonii, toate galele. Bărbații, cel puțin, cele mai elegante de ținută pe care le-am văzut au fost all black sau negru cu cămașă albă sau o vestă cel mult, hai să zicem, atipică, dar înseamnă ceremonie și înseamnă eleganță și înseamnă, cumva, pentru mine cel puțin, înseamnă o reflectare optimă a ceea ce ești, până la urmă, stilul. Și vestimentația, asta trebuie să facă. Să, ai observat la români? Să creeze. Am observat la români că au o reticență de tipul ăsta, dar e mai degrabă dintr-o lipsă culturală. Sau, bine, avem mari probleme apropo de cultură sau de asta. Nu e în regulă, dar e de așteptat să se întâmple chestia asta. Nu, e bine. Suntem pe drumul cel bun, se fac schimbări foarte mari, ca și în jurul nostru. Ne dăm seama. Suntem foarte departe de ceea ce eram acum câțiva ani, în sensul pozitiv. Sigur că da, suntem dispuși să avem alerte doar pe elementele negative, nu știu, recesiune, războaiele din jur și așa mai departe. Dar în timpul ăsta lucrurile cresc, lucrurile evoluează. Din fericire, suntem pe drumul cel bun, inclusiv vestimentar. Adică, cel puțin, eu experimentez mult mai complex, îmi dau challenge-uri foarte complexe, foarte atipice, foarte neobișnuite chiar. Iar acum, de exemplu, e un alt tip de context pe care spuneam de luxul și raportul cu simplitatea, va fi un acord fin. Pentru că Hermanos Cervino, în general, merge pe aceste acorduri fine și, cum spuneam, e și friendly, și merge pe simplitate și pe calitatea materialelor și pe manufactură. Deci poate toate elementele luxului smart
nu a celui opulent și extrovertit până la, mă rog, aiureală. Și atunci show-ul ăsta trebuie să fie de la fel, în acord fin. De exemplu, când am făcut Brâncuș, am simțit că trebuie să fie eteric. E, definește tu etericul prin vestimentar. E, mi-a ieșit cumva, mi-a ieșit bine. În sensul că am găsit o clădire, o sală atelier de la ansamblul Caro, exact ca o casă comunitară din cuceritorii vestului. Așa. Era cu un tavan de lemn lungă și finuț, așa, cu un exterior foarte bun pentru socializare, cu un perete păstrat din vechea fabrică acolo, care arată foarte rustic, și cu un sound specific. Și atunci am mers o harpă, Daria, o harpistă extraordinară care acum s-o să-și pregătească masteratul în Viena, care se pare că e cea mai bună școală pe zona de harpă. A venit cu sunetele alea care într-adevăr au îmbrăcat personajele au fost unele vopsite pe față total, ca în elementele materiale pe care el le iubea foarte mult, metal, lemn, aramă și așa mai departe. Și atunci am reușit, zic eu, să caut o chestie complexă și cumva greu de atins, o stare eterică, la fel cum a fost cel legat de poezie, că e o emoție, dar e o emoție foarte subiectivă. Și atunci am mers, ok, și moda e subiectivă, că te asociezi sau nu cu un element. Sunt niște elemente de largă reacție, dar sunt și elemente ultra subiective. Și atunci trebuie să împaci mai multe tipuri de subiectivități, ceea ce n-a fost simplu, dar a ieșit fantastic. Iar acum trebuie să, pentru mine, e un challenge acesta la acordului final, simplității optimale. În sensul că ele trebuie să arate exact ca la Milano, într-un mediu totalmente diferit, cu personaje totalmente diferite, dar care să transmită aceste mesaje a simplității, a rafinamentului, a calității materialelor și a propunerilor vestimentale, a lui affordable, acel abordabil, în același timp să-și păstreze rafinamentul. E un show pe care trebuie să-l fac în tonuri fine și e greu să lucrezi. Minimalismul, în general, asta nu era minimal, ci în sensul de acorduri fine. Minimalismul era tocmai că avea elemente puține, dar astea sunt elemente fine. Și e un alt tip de test, așa cum la rock era exact opusul. Zburau sunetele pe acolo și ele trebuiau să fie prințese din Războiul Stelelor, Mad Max, Dune, gotic, deci erau foarte dense. Acum trebuie să... Am avut harpă care era eteric, după aia a venit o rock foarte... Și acum iartă să mă întorc la o chestie sofisticată. Dar na, asta e plăcerea, de asta îmi plac, de asta iubesc show-urile, de aia iubesc editoriale, iubesc campanii de imagine, tot ce ține de imagine, de fapt. Stilismul, sunt experimente de stilism, sunt foarte... E fun, la mine problema e nu când am multe. Problema e când mai am mici pauze. Norocă-s puțin. În încheiere aș vrea să-mi spui un trend pe care îl agrezi și unul pe care nu prea ești de acord cu el. Băi, nu sunt de acord cu pseudo-filistinii de la noi. În sensul că li se pare cool, de exemplu, dar poate că nu știu eu zona, adică nu mi se pare extraordinar că mă consider cool că mă duc în obor. Care oborul e de hype. De ce ar fi oborul în hype? Nu știu, dar e iarăși șlapii cu șosete. Îi înțeleg pe fotbaliști care se duc la duș, se duc la sala de forță, se duc la aia și toate le fac în aceeași areal. Nu? Și atunci își bagă picioarele în șlapi cu tot cu șosetele alea, mă rog, mai am să puțin spălat. Dar de ce ai merge? Eu n-am văzut decât niște personaje extrem de dubioase coborând dintr-un același brand de mașini, dar nu zic ce. De ce zic filistini? Că s-au trezit să aducă o zonă din ghetou, aproape dintr-o ghenă a esteticii, într-o zonă cool doar pentru ca să fie diferiți. Iarăși, foarte mulți când fac un eveniment pentru cineva de obicei, mă spune, hai să facem ceva diferit. Ok, diferit față de ce? Definește reperul astfel încât să putem să facem diferit față de el. Tu spui diferit, dar tu nu ai nicio idee. Sau iarăși sunt foarte mulți care improvizează, fac diferit, 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 diferit și după aia
nu mai înțeleg care e diferitul și este o varză și de obicei renunță la proiecte. Sau le povestesc designerilor că face foarte greu. Singurul care a reușit diferitul ăsta și el a înțeles că trebuie să facă diferit sub niște umbrele a fost Alessandro Michele la Gucci, pe care l-au și dat afară de altfel. Ciudat, a făcut o revoluție în zona de fashion. El făcea foarte diferit. În momentul în care faci foarte diferit, foarte diferit în fiecare colecție, omul nu mai știe, adică doar ce alte studiază cu foarte mare atenție, știe că diferitul ăsta este altul decât diferitul de data trecută și altul decât diferitul celălalt. Adică nu știu dacă e o chestie foarte trendy decât dacă studiezi foarte atent, pentru că e altceva, altceva cu altceva cu altceva. Și atunci, care e altceva modern, care e altceva vechi? E foarte greu. Și noi avem design care sunt foarte heterogeni în colecții. Și eu am învățat, nu știu, de la Balenciaga, de la Marc Jacobs, de la Albert Elbaz, că e bine să ai omogeneități, să spui un lucru bine. Cel mai bun exemplu era Tom Ford, când făcea Gucci, care avea 200 de designeri în colectiv de design. Și avea în colecție 8 idei. Păi nu era simplu să... Eu zic, era simplu să le ceri designerul ăla un produs. Păi, fă-mi tu o fustă, tu o bluză, tu o rochie, tu un trench. Nu, 200. Făcea o colecție, nici n-avea treabă. Stea acasă și doar spunea, fusta asta, fusta asta. Deci era, nu. Și a lansat foarte clar mesajul. Mesajul nostru pe sezonul ăsta este ăsta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 punct. În jurul lor, sigur că da, putem broda, dar în jurul lor. Și atunci ne dă omogenitate, avem o coerență a mesajului, ceea ce este esențial. E, asta are Hermano și Vino foarte bine. Foarte bine. Însă diferențele între colecții sunt cumva foarte vizibile, păstrându-și însă aceste ecuații pe care le-am spus. Și este extraordinar. Deci asta e partea negativă. Partea pozitivă e că iubesc gecile de piele. De când, după mult timp, m-am îndrăgostit de geaca mea de piele. Am o geacă care, săraca, cred că are 5, 6, 7 ani. Ce interesant la ea, cu cât se învechește, cu atât mai cool. Săraca a văzut show-urile de la Paris, a stat pe jos, a stat pe garduri. Asta o face să fie cool, nu? Nu, o face să fie cool îmbătrânirea pielii. Este avantajul producției de piele. Mi se părea că geaca de piele nu o înțeleg. Bă, aveam senzația că ți-e frig în ea, când e frig și ți-e cald în ea, când ți-e cald. Eroare. Când m-am împrietenit cu adevărat o geacă de piele bun, bine făcută, rezistă de la minus 20 de grade la plus 20 de grade. Stai cu un tricou sub geaca aia, dimineața, seara, n-ai nicio treabă. Și după aia îți pui o eșarfă și ai rezolvat. Eu sunt mare pasionat de eșarf. Și după aceea smoking-ul. Mi se pare că orice femeie și orice bărbat ar trebui să aibă minimum smoking, optim. Eu am vreo 3. Optim vreo 3. Sunt și, nu prea sunt multe alte variante, dar sunt smoking cu guler tăiat, smoking cu guler șal, la două rânduri, la un rând scurt. Eu am și scurt și lung și la un rând și la două rânduri și cu diferite tipuri de revere și aluri. Dar e fundamental, pentru că peste o rochie pentru femei, peste o rochie oricât de elegantă, oricât de elegantă, poți să pui, după părerea mea, două chestiuni. Unu, o capă care se simte că ea e aceea și nu prea poți să o folosești de multe ori. Și plus e un element care dispare sezonul ăsta, din nefericire. Da, a avut și el vreo 3-4 sezoane de strălucire. Acum se regăsește în tipologia mânecilor, în modul în care se scoți mâna și pe mânecă, o scoți mai repede și atunci mânecile devin mai lungi și prin produse. Cumva capa a fost asimilată, dar în rest smoking-ul e acceptat universal că poți să-l pui oricând, peste orice rochie. E singur. Și atunci, părerea mea e că orice femeie ar trebui să aibă două rochii negre, două smokinguri, sandale de care spuneam și, în rest, niște lenjerie simplă, după părerea mea. Mă rog, sunt și obișnuit cu lenjerie simplă din business, din joburi, din show-uri, dar mi se pare... Spune-mi, te rog, și un accesoriu must have pentru femei. Pentru bărbații mi se pare încă ceasul. Ceasuri? Am o colecție de ceasuri, dar azi nu mă pot lăuda cu nimic. Nici mă pot lăuda cu ele. Sunt ceasuri, iubesc în sine, dar de când avem telefoane, ceasul săracul a devenit așa doar. Eu îl mai iau doar ca să dă poezie. Am și câteva ceasuri superbe, nici măcar nu le mai pun baterie, că domnul cu nu mă uit la el. Folosesc telefonul, folosim telefonul și asta a omorât. Dar îmi plac eșarfele.
Mie mi se pare și la bărbați și la femei, o eșarfă și, în general, în zona gâtului îmi place ceapurile, îmi plac tot ce ține de zona. De ce? Îți focusează atenția pe față. Mie mi se pare că la un om, dacă dovadă că atunci când sunt, nu știu, situații nasoale, se blurează fața, nu? Sunt uneori chiar doar ochii. Corect. Și atunci esența individului respectiv e fața. Și bine, sunt detalii, mâinile, cum e, încălțările și mai departe. Mă rog, dar în primul rând îți dă povestea fața individului și îți spune chestia aia cu interiorul, nu știu ce, în mare parte. Sigur, acum avem multe măști, în nefericire, eu încerc să n-am nici măcar una. Mă rog, una tot o am pe asta, dar dacă e ca în Mission Impossible, când îi trage pe ea și apare de sub Tom Cruise de oriunde. Dar și momentele aia sunt care trag de față, dar nu se scoate nici bă, da, asta e chiar fața mea. Deci nu, încerc să am o singură față. Și atunci tot timpul eu pun accentul pe ăla și șarfele, colierele în jurul gâtului, toate astea focusează pe ea. Asta am învățat de la automățat, am remarcat-o la Tom Ford, care tu așa iubește chestia asta și tot timpul erau foarte expresive campaniile. Și din cauza asta, deci eu am o colecție de eșarfe, care iarăși astăzi n-am eșarfe, deci credeți-mă pe cuvânt, vă promit de la viitoare că am și eșarfe și ceas. Mai am o ultimă întrebare, foarte scurt și la obiect. Numește, te rog, o vedetă cel mai bine îmbrăcată în România din punctul tău de vedere. Sunt câteva care îmi plac prin echilibru vestimentațiilor. N-aș putea spune așa, dacă vrei crăsnit, Delia este numărul unu la exotic, de departe. Antonia la sexy. Adică, într-adevăr, sexy. Delia, într-adevăr, creativă, e fabuloasă. Dar, în rest, vedete, mai degrabă aș defini pe cele de la televiziune. Îmi place echilibru Andreesca, foarte echilibrată. Îmi place Simona Pătruleasa. Îmi place Andreea Pericleanu. Și mai sunt Olivia Păunescu. Sunt câteva care... Livia Graur... Sunt niște femei foarte și foarte frumoase, dar se vede că sunt și foarte inteligente și foarte echilibrate. Și asta se transmite și prin vestimentație. Adică nu mai simți mâna stilistului, ci simți vocea personajului. Ceea ce mi se pare foarte important. Că a fost o perioadă în care erau dependente cumva de stiliști, care mai dădeau un gard, da, mai dădeau de pereți. Mi se pare că acum, cel puțin acest grup, și probabil că mai sunt câteva, acest grup au propria voce, ceea ce mi se pare extraordinar și mi se pare iarăși un element vizibil de evoluție. Și o parte dintre ele, o să le vedeți la show Hermanos ce vino de pe 7 decembrie de la Marriott, și veți vedea că acest echilibru pe care mie mi se pare extraordinar pentru ele se împacă și se întâlnește perfect cu echilibru și ideea de lux firesc și modern și rafinat al celor de la Hermanos ce vino. Abia așteptăm să venim și să vedem. O să vă placă și aveți și acel private session special. Asta e o dovadă de apreciere extraordinară. Mulțumim, mulțumim tare și mult. Mulțumesc. Și te mai așteptăm pe la noi. Cu drag aștept materialul. Mulțumim. Dar noi ne revedem data viitoare într-o nouă ediție Beautiful Minds. Pe curând!